Bună ziua! Bine ați venit la Comentologie! Să-i dăm drumul! Permiteți-mi să întreb cu o întrebare care pare că încă nu a fost pusă și de aceea răspunsul nu doar că stârnește controverse, dar cred că nici nu există. La ce folosesc urși? Aparent este stupid să întreb așa ceva, dar gândiți-vă cu adevărat. Mi se pare o întrebare care trebuie să stea alături de celelalte întrebări ale căror răspunsuri sunt absolut esențiale pentru a ne determina locul în univers. Întrebări precum de unde venim, încotro ne îndreptăm, care este cel mai bun vaccin și cum să-l atacăm cu o teorie cât mai conspiraționistă, unde sunt conturile lui Ceaușescu, cât este astăzi euro și, desigur, una dintre cele mai importante și fundamentale, cine a lăsat câinii pe afară. Poate pentru unii nu par întrebări cu prioritate națională, ori personală. Poate într-o bună zi, cercetătorii își vor da mâna peste țară și vor elucida cele mai adânci frământări. Poate că într-o altă bună zi, aceiași cercetători vor lua o pauză și așa, în joacă, vor stabili, cum ziceam, la ce folosesc curși. Pentru că pare imposibil ca răspunsul să fie ca să ne încurce. Este cam puțin și pare că ar trebui să fie mai mult decât atât. Cari urze. Cari urs. Ia radică să vedem care urs. Alo, e o jenă urs. Nu e șeis. Ai Ce urs? Nu urs. Urs. 20, 20 și de, pentru organizațiile care se ocupă de protecția mediului și pentru garda de mediu, problema urșilor este una foarte importantă. Inițial s-a bănuit că este vorba despre trafic. Puii de animale, orice animale, sunt luați de mici, adormiți pentru a putea trece granița și apoi vânduți în străinătate pentru aproximativ 600 de euro de exemplar. În străinătate, spun reprezentanții asociațiilor de protecție a mediului, cei mai mulți pui sunt probabil crescuți în captivitate și apoi vânduți grădinilor zoologice din mai multe țări. Uneori chiar mai rău de atât, sunt folosiți pentru antrenarea câinilor de vânătoare. Se pare că nu este cazul și în cazul acesta. De această dată este vorba pur și simplu de eterna și mult prea românească imbecilitate. Lucrătoria forestieri nu au demonstrat curaj în a lua ursuleții de acolo. Că putea veni mama lor, nu? Orsoaica, probabil că era deja omorâtă. Și au avut din acest, în acest context tupeul să-i scoată din bârloc. Apoi, da, e posibil ca aceștia să ajungă pe vreo piață ilegală. Ancheta va demonstra acest lucru. Cert e un lucru. Că le invadăm habitatele, distrugem pădurile, ne comportăm ca un disperat care își vinde organele pentru a supraviețui fiindcă sunt plămânii și rinichii noștri pe care îi distrugem prin tăierea pădurilor, adăugând uh, valori foarte mici, fiindcă nu este cine știe ce valoare adăugată în lemn, în cherestea. Am putea face ceva mai inteligent, ceva mai deștept pe lumea asta și nu neapărat să ne distrugem, uh, cum spuneam, plămânii și rinichii pentru a supraviețui. Deci nu este vorba despre trafic și nu este vorba despre cine știe ce rețea internațională nu că nu ar exista și nu că nu ar smulge animăluțe de prin codrii patriei. Dar nu este cazul și acum. De data asta este vorba doar despre defrișare. Știți, mobilă, paturi, paginea 4 și chibrituri. Cât despre imaginile cu biologul Adrian Bâlbă, un singur lucru aș vrea să adaug. Mai cu seamă că vorbim despre cineva care știe un lucru sau două sau câteva despre protecția mediului. Am o rugăminte pentru data viitoare. La următorul clip despre subiect, mi-aș dori să văd în spatele lui Adrian Bâlbă o plantă care îmbobocește și înflorește tricoloruri naturale și nu una cu steaguri din plastic, care poluează și aglomerează inutil cadrul. Cât despre întrebarea inițială, la ce folosesc urși, nu cred că este comentologie locul de unde să aflați răspunsuri la astfel de întrebări primordiale. Pentru așa ceva există manuale, cărți de specialitate, tratate științifice și, desigur, bara de căutare de pe Facebook, care este resursă inepuizabilă de adevăruri care mai de care mai științifice. Nivelul de oboseală pandemic în rândul șefilor din instituții trebuie considerat ca fiind o problemă de natură urgentă. Pentru că îngrijorarea crește simțitor peste tot, iar populația a început să ceară socoteală autorităților. Încrederea în acestea era oricum la cote foarte scăzute și înainte de pandemie. Dar acum asistăm la o încheiere a socotelilor cu responsabilitate. Șeful DSU, Raed Arafat, a făcut declarații cu privire la cazul de la Constanța, unde o femeie a murit după ce a căzut de la etajul 6 al apartamentului în care izbucnise un incendiu. Arafat a precizat că o echipă de anchetă va stabili care au fost neregulile și ce măsuri se vor lua. Secretarul de stat a vorbit despre dotările inspectoratului pentru situații de urgență, spunând că în urmă cu trei ani existau doar câteva autoscări la nivelul întregii țări, celelalte dotări fiind achiziționate în anii 70 și 80. Nu le mai folosesc, tot din cauza unor accidentări care au survenit în timpul utilizării lor. Marea Britanie, Irlanda nu le au în dotare. Finlanda are în dotare. Merg cu autoscara, adică perna este cu autoscara. Se folosește numai dacă autoscara nu poate fi calată și ridicată. Este poate adevărat că Marea Britanie și Irlanda nu au perne gonflabile. La fel de adevărat este că cele două țări au serviciu de pompieri. În plus și calendare cu pompieri. Unii arătoși și dezbrăcați. Ceea ce este de altfel cazul și la noi. În sensul că vin la incendii în fundul gol. Nu știu dacă ați observat, dar când vor să cosmetizeze neputința, autoritățile vin cu exemple funcționărești de la alții. Că nici alții nu au nu știu ce utilaje și nu știu ce echipamente. Mesaje care de fapt reprezintă o farsă mediatică împinsă pe gâtul unui public vulnerabil. Cred că am mai spus asta. Domnul Arafat nu este decât un martor la aceste tragedii fără precedent din România. Și un contabil, pe plus întotdeauna, la nenorociri. Să ne aducem aminte cum a fost gestionată situația în 2014, când același domn Arafat ne explica cum a fost posibil ca echipa de medici aflată într-un avion care a căzut într-o zonă greu accesibilă din munții Apuseni să zboare cu aeronavă veche de 35 de ani, în vreme ce Zmurd deținea un aparat de zbor performant și ultra rapid. Atunci Arafat a ieșit în față și ne-a spus că avionul Smurd era în revizie. Îi lipsea o piesă. Tot în 2014, martorii relatau cum pompieri au venit neechipați fără dotarea necesară în astfel de situații, iar dispozitivele pe care le aveau la îndemână erau absolut nefuncționale. Ca în cazul elicopterului de pe lacul Sudghel. Nu are sens să mai pomenim de colectiv și suita de spitale incendiate, soldate cu zeci de morți. Acesta este tabloul pe care ar trebui arafat să-l semneze în colț. Poate nu ar fi o idee rea ca aprinderea focului să fie predată în școală. Dacă îi dau foc clădirii, poate că măcar așa se face alta nouă și modernă și cu veceul la interior. Dacă, Doamne iartă, trăiam în lumea occidentală, ne plictisăm de perfecțiunile normalității. Așa, cam odată la 2 ani, mai băgăm câte o tragedie în desaga națională cu nenorociri, după care ne uităm la TV. Să vedem cum cei care ar trebui să fie responsabili ne atacă cu tot felul de argumente care parcă sunt rostite de o inteligență artificială e cam cam parenting. Dacă îți mulțumesc copiii că ai avut grijă de ei, înseamnă că nu prea ai avut de ei grijă. Numai că noi nu le mulțumim autorităților care teoretic ar trebui să aibă grijă de noi. Noi doar plătim pentru explicații absurde și pentru că există salvatori care se duc la incendii fără scară și care se uită sus a uluire, deși nu este vorba despre scena cu balconul din Romeo și Julieta. Și plătim desigur pentru că există multă incompetență nesancționată. Suntem foarte curioși să aflăm, de exemplu, cam câți oameni cu vârsta până în 45 de ani au ieșit la pensie în ultimii 5 ani de la ISU Dobrogea. <gângă> Panică! Relaxați-vă, domnilor de pe la ISU. Nu așteptăm neapărat un răspuns. Cât despre panica de a trăi în Românica, trei scări m-au cutremurat până acum. Scara Richter, scara neiluminată de la blocul Socrilor și scara Otski. Acum, cu voia dumneavoastră, pe lista asta, Aș adăuga și scara Isud Dobrogea. Iar acum, iată cum se face în prezent o stingere de incendiu, fie ea și simulată. Pentru că noi suntem în urmă cu 50 de ani, considerați-o însă fi din viitorul extrem de îndepărtat. Iată imagini. We, we California building, uh, a few weeks before, in Chongqing, the fire disaster, and uh, we will see how it works. This drone, our drone use a tank, uh, which can effectively... Ei bine, în timp ce ordinea simbolică a societății noastre multilateral dezvoltate creștea și se dezvolta ca o cultură de bacterii într-un mediu primitor, pe lângă tulpinile principale au început să apară și alte vrejuri și alte buruieni, se aude că parlamentarii vor rămâne fără pensiile speciale, deși nu credem asta până nu o să o vedem. Iar premierul vrea să transforme șefimea de pe la stat în contingente implicate și victorioase de oameni noi. Premierul Florin Câțu anunța recent că va propune liderilor coaliției de guvernare ca funcțiile de director general din administrația publică, precum și alte funcții de conducere, să fie ocupate de acum încolo doar pe bază de mandat iar durata maximă a mandatului să fie de șase ani. Sunt în sistemul public directori generali care au 10, 15 și chiar 20 de ani în funcție. Sunt mai puternici decât miniștri, primari sau secretarii de stat. Unii au afaceri cu sistemul pe care îl patronează. Demnitarii trec, ei sunt eterni. A scris Cățu pe Facebook. Îmi plac declarațiile pe Facebook este ca și când l-aș înjura eu pe unul în trafic, dar cu ușile închise, cu geamurile ridicate și oricum din capătul celălalt al orașului. E doar așa ca să nu pară că nu am zvâc. Să revenim. În România există tone de șefi nemuritori în funcție. În aceste condiții, cum să crească companiile sau instituțiile? Decât întrebă. Cum să cucerească lumea, cum să poată crește salariile dacă nu ai creștere internă, dacă businessul sau administrația nu merg înainte. Nu putem discuta de creștere internă în cazul instituțiilor de stat, iar asta se vede și se simte de la prima interacțiune cu o instituție. Dacă ești puțin mai răsărit, îți dai seama și fără să intri într-un birou de șef, că acolo capul plecat e plecat cu gândurile. Pentru că inevitabil capul și-a ales o altă realitate. De obicei, șeful are o armată de subalterni pe care îi sună dintr-un birou neaerisit ca să le traseze sarcini la care el nu prea are soluții. Sau și mai rău, le încurcă și pe cele deja rezolvate. Mai departe, un angajat cu experiență primește cu maximă responsabilitate pentru protejare și ducerea mai departe a marelui simbol al avântului profesional venit de la șef, care, cum altfel, are o viziune foarte coerentă la nivelul gândirii de brand și la nivelul calității detaliilor. Nu aș vrea totuși să creadă cineva că suntem pentru demolarea ierarhiilor. Șeful este esențial chiar și când îl prinzi nepregătit în nudul gol. Pe de altă parte, sunt foarte convins că foarte mulți dintre voi, în calitate de angajați, ați fost puși în situația de a face bici care să și pognească din aberațiile venite din noaptea minții ale vreunui șef cu pregătire profesională pestilențială pe scurt și foarte la obiect. În România, prin instituții, nu prea muncim, ci doar le populăm. Ocupăm niște spații pe care le umplem cu noi înșine. Mai degrabă cu prezența noastră fizică decât cu idealurile comunității sau cu felul în care am vrea să arate lumea în care viețuim. Cam despre asta este vorba. E cazul să facem ceva, să depășim acea etapă. Cu funcția publică bazată exclusiv pe carieră și vechime, și trebuie pentru nivelurile superioare să trecem la un sistem bazat pe performanță, care este, precum în Harry Potter, aceea despre care nu vorbim. Performanța, acel bau-bau de care se tem funcționarii statului. Poate de-aia sunt atât de multe uși ferecate prin instituțiile publice și atât de mulți oameni angajați prin ele. Puterea stă în număr. Și mai este limpede încă un lucru. Și anume că nu am fost niciodată partener ai statului, ci supuși cu o eternă mentalitate de chiriași. Pomenim foarte des despre omul care sfințește locul. Aș vrea să-l cunosc și să-l angajez, să facem un tur prin instituțiile publice. Dar este precum eructația unui șef după un prânz prelungit cu directorii de pe la minister veniți în vizită de lucru. Îi simți existența, dar altfel e cât se poate de invizibil. Poate că într-adevăr e adevărat. Omul într-adevăr sfințește locul. Cu toate astea ne comportăm ca și când am fi într-o scurtă incursiune deja prin propriul nostru spațiu. Cam asta cred că se înțelege din ce vrea să ne spună domnul Cățu. Că istoria mânărilor și veșnicul provizorat au transformat totul într-un labirint instituțional. Este cât se poate de cert și evident că la nivelul instituțiilor statului parcă subit lumea nu mai este atât de fericită acolo, în al nouălea cer. Nici nu vreau să-mi imaginez ce gălăgie a fost în timpul scurs până acum la vecinul de la loptulea. Știrea cea mai în vogă zilele astea este cea care ne spune despre necazurile lui Florinel Coman. Acest mesi al României, sau mă rog, nesi al României, cu mașină din Germania și cu permis de conducere din Ucraina, dacă este vreo țară mai coruptă și mai neîngrijită decât România în partea asta de lume, ei bine, acea țară este fără îndoială Ucraina. Pe cale de consecință, tocmai de acolo s-a gândit Florinel Coman să-și facă rost de acte, în condițiile în care, ca să-ți iei permis în România, trebuie să înveți și să înțelegi ceva din ce înveți. Lucru pe care nu doar Coman, ci și marea majoritate a fotbaliștilor români îl poate face doar dând dotură prin Ucraina. La volanul unui bolid. Și așa cum un sfert dintre doctorii din România, cei cu doctorate, adică, au făcut studiile pe la Chișinău și bălți, fără ca măcar să ajungă în aceste orașe, se vede treaba că Ucraina tângea să se facă vorbire și despre dânsa. Iar dacă pe partea cu diplomele Republica Moldova i-a luat fața, Ucraina s-a axat pe piața permiselor de conducere. E drept, o piață mică, dar dinamică. Mai ales că putem spune că există o oarecare tradiție dacă ne gândim la celebrele cazuri pitești sau suceava cu permise date contrașpagă. Când eram copil, îmi doream, precum toți copiii din vremurile acelea, să am ceva din străinătate: un blug, o bluză, un pachet de țigări, o șapcă sau măcar un ambalaj pe care să-l așez pe raft, precum bunica mea icoanele. Naiv, naiv! Nu mi-a trecut niciodată prin minte că pe lângă cafeaua braziliană, electronicele japoneze, mașinile nemțești și ceasurile elvețiene o să apară pe piața produselor premium și permisele de conducere ucrainiene. Lucrurile însă se vor așeza pentru Florinel Coman. Se va alege cu un dosar penal obținut local și probabil cu o condamnare cu suspendarea pedepsei. Pentru că așa i-a spus Gigi Becali, care are experiență nu doar pe partea economică cu banii, ci și pe partea juridică, pentru că nu degeaba a fost de două ori la facultate la celebra Puerta Blanca. Secția mecanică Mecanica Încuietorilor. Cât despre cei care chiar ar trebui să se priceapă la științe juridice, și vorbim aici despre viitorii avocați, procurori sau judecători, și ei mai fac câte o nefăcută. 49 de studenții din anul 1 ai Facultății de Drept din București sunt propuși pentru exmatriculare pentru că au fraudat mai multe examene studenții suspecți comunicau pe WhatsApp și rezolvau împreună subiectele examenelor. Plus că făceau oarece schimburi de filmulețe în care și explicau unii altora metode practice de copiere. Propunerea exmatriculării celor 49 de studenți vine după un alt scandal de la Facultatea de Drept. Săptămâna trecută, conducerea facultății a anulat un examen online susținut simultan de 770 de studenți și a început cercetarea disciplinară a profesoarei care a organizat examenul. După cum se vede, există justiție și injustiție. La fel și în politică, mai ales după ce Florin Câțu se implică personal în educația politicienilor din opoziție. Cei care au discutat despre buget nu l-au înțeles. Promit să-mi fac eu timp ca să vă educ. Mă gândeam să vă înscriu la școală, domnule Ciolacu, și pe dumneavoastră, Paul Stănescu, la o facultate cu plată, ca să vă ajut. În același timp vă spun ce vă tot spun de patru ani de când sunt prin Parlamentul României. Dragi PSD-ști, puneți mâna pe carte. Cititul nu a omorât pe nimeni. Deputații PSD l-au chemat în Parlament pe premier la o dezbatere cu tema bugetul tăierilor, moartea economică a României. Cred că a fost ultima dată când pesediștii îi fac treaba asta lui Cățu. Mi-e teamă că li se pregătește ceva. De pildă că înainte de orice interpelare, politicienii vor trebui să-i povestească primului ministru ultima carte pe care au citit-o. Și dacă de pesediști se ocupă câțu, de peneliști nu trebuie să se ocupe nimeni. De când sunt la guvernare, știu totul și au numai certitudini. Orban, fost prim-ministru, a făcut niște declarații în legătură cu situația minerilor, din care nu se poate extrage aproape nimic folositor. A folosit un limbaj atât de lemnos, încât lui Iliescu, la citirea declarațiilor, I-a dat sângele pe nas. Pe lângă rezolvarea problemei plata salariilor, am identificat fonduri și resurse financiare suplimentare. E vorba de aproximativ 10 milioane de lei pentru alte drepturi de muncă, care sunt mai multe. Obiectivul nostru este să construim o societate viabilă, cu acțiuni viabile și care să mențină un număr cât mai mare de locuri de muncă pentru actuala companie sau pentru viitoarea companie, a declarat, răsuflând din greu, Orban. Și când spun a declarat, gândiți-vă în sensul dadaist al exprimării, fără termene, fără numere, fără sume și, practic, fără niciun viitor. Dar asta se întâmplă cu politicienii noștri de succes. După ce ajung în vârful piramidei politice, începe să le placă să se audă vorbind, fără să spună de fapt mai nimic și mai ales nimănui. Am o veste minunată. Se mărește mamaia. Visul de veacuri al înaintașilor și înaintașilor înaintașilor noștri, al luptătorilor pentru independență și al celor care nu vor să ne vindem țara, iată că se îndeplinește. România este în sfârșit dodoloață și pe zi ce trece și mai dodoloață. Mare. Pentru absolvenții de bac online, asta înseamnă dodoloață. Mare. Cum spuneam, în Mamaia continuă procesul de mărire și mai exact lățire a plajelor. În câteva luni de zile s-au adăugat zeci și zeci de hectare de țară. Iată imagini. Valoarea totală a proiectului de lărgire și protejarea plajelor de pe țărmul românesc depășește 840 de milioane de euro. Mare parte din finanțare este de la Uniunea Europeană. Statul român contribuie doar cu 15%. La final, România va câștiga peste 220 de hectare noi de teren. Foarte frumos, foarte util. Și mai multă plajă și mai mulți turiști. Și în 10-15 ani, mai multe hoteluri pentru că este important să știți asta de pe acum. Acesta este de fapt scopul. Țineți minte cinci cuvinte. Apartamente cu vedere la mare. Dar poate nu este cazul să vă faceți sânge rău încă de pe acum. Deocamdată gândiți-vă doar la faptul că la vară se pot face din nou oarece activități de interes general. Adică sex neprotejat pe plajă, maratoane pentru toată familia și preferata tuturor, parcatul mașinii lângă baldachin. Cum ziceam, Vestea minunată este că plaja va fi atât de lată că se vor putea face toate acestea în același loc și în același timp. Poate ați văzut și auzit deja că minerii și-au încetat protestul. S-a petrecut în Valea Jiului la Lupeni. De ce să mă prefac? Pentru comentologie nu prea a contat că oamenii aia lucrează în condiții vătămătoare. Nu prea contează nici că ce extrag ei din măruntaile pământului este un cărbune de slabă calitate și nevandabil la export, și aproape că nu a contat nici că Diana Șoșoacă s-a înființat cu facebook live la fața locului în încercarea atât de transparentă și nemernică de a confisca protestele. Dacă mă gândesc cu adevărat, nici pseudoteama de o nouă mineriadă nu a reprezentat motiv de interes pentru comentologie. Dacă este însă ceva care ne trezește interesul, dacă este ceva ce vrem cu adevărat să aflăm din toată povestea aceasta, este următorul lucru. Și anume, dacă minerii și-au văzut sau nu umbra la ieșirea din galerii. Mi se pare destul de important de știut cum va fi vremea în lunile care urmează. Iar cu aceasta, cred că putem să ne închem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.